Salut și bine ai venit să revenim pe canalul 101 Unelte la un nou film. Astăzi îți voi arăta cum se montează motocoasta Partner Pro DX52E. Șoferul motocoasei, după cum se poate vedea. Are aici o mufă pe care se va prinde asta și asta trebuie băgată pe aici când instalați. Și trebuie înșurubat aici. Da, trebuie băgat aici. Mă refer la asta. Ăsta e hamul dublu. Hai să-l desfacem, să-l vedem puțin așa. Bun. Capul pentru diverse discuri. Asta e pentru ambreiaj. Oala cu ambreiaj. Apărătoarea, care are mai multe poziții pe care se poate pune. Și aici are cuțitul pentru tăiat firul, pentru mosor. Mosorul. Un disc Vidia. 40 de dinți. Un disc cu 3. Și ăsta e ambalajul de la disc. E bifat acolo că e cu 3 dinți. Manșonul. Și manual de utilizare. În limba română. Avem și limba română. Acum că am montat-o, va trebui să dau capul jos acela. Din păcate. Ca să montez apărătoarea. Dar e ok că pe voi nu o să vă las să faceți aceeași greșeală. Vine ăsta aici. Ăsta scurt. Și aici vin găurile. Pun contra. Și de aici strâng. Am pus cele două șuruburi în lateral și urmează după să pun și aici șuruburile, piulițele. Înainte de montaj punem niște vaseline la părțile mecanice, la binările mecanice.
înainte de a monta asta, o să pun cuțitul. Sunt astea trei șuruburi mici negre. Și acum o să punem asta. Acum urmează să bag spirt aici. Am montat manșonul și voi da și cu spirit pe asta. Și urmează asta. Și trebuie pus acest țineluș aici. Cu acest șurub și cu această piuliță. Și se montează într-o parte în hexagon piulița și dincolo unde nu e hexagon se montează șurubul. Gata, l-am strâns. Acum urmează să montăm oala de ambreiaj aici și așa vine șurubul. Înainte de a monta oala de ambreiaj dăm cu puțină vaselină. Apoi montez oala de ambreiaj, având grijă să vină șurubul chiar aici. Și ca să nu zgâritij, bag fix aici. Atunci când conectez motorul, verific poziția prinderii. Deci cum îți dai seama care este de la oală și care este de la motor? Ăsta e singurul diferit, astea patru sunt la fel. Și așa vine șurubul.
avem treabă cu astea 6 șuruburi care se vor monta pe asta. Înainte să montăm pe tijă, să nu uităm să punem cauciucurile astea de protecție ca să nu se ia vopseaua. Când o pui, trebuie să vină asta în linie dreaptă cu capul. Brațul cu butoane se pune în partea dreaptă. Și brațul mai lung, fără butoane, în partea stângă. Avem grijă să ridicăm astea înainte de a strânge prea tare. Și aici. Și strângem până la capăt. Și am terminat. E aproape gata. Deci se prinde hamul. Hai să vă arăt cum se prinde. Partea asta. Așa sau invers, nu știu exact, dar mare cam asta e ideea la el. Dar pe lângă ham a mai rămas ceva. Trebuie conectate aceste fire și se bagă în mufă și unul se bagă într-o gaură. Și cam asta e montajul. Vă mulțumim pentru vizionare.